prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De data aceasta o ediție de sărbătoare, înainte de Ziua Internațională a Femeilor, pe care o așteptăm. Aș dori să spun în primul rând tuturor telespectatoarelor, doamne, domnișoare, soții, mame, bunici, străbunici, la mulți ani, multă sănătate și multe binecuvântări. Un cadou pe care am dorit să vi-l facem cu emisiunea noastră, cu această ediție specială, este legat de rolul de mamă și am invitat-o în studio alături de mine pe doamna Lidia Șchiopu, mamă, soție, bineînțeles, bunică și o neobosită mamă spirituală pentru multe, multe femei din România și din diaspora. Dânsa este și fondatoarea școlii Priscila pentru echiparea liderelor spirituale femei și coordonatoarea lucrării cu femeile din cadrul fundației BI România. Bine ați venit, doamna Lidia Șchiopu! Mulțumesc, bine te-am găsit, Rodica, și bine v-am găsit pe toate cele care urmăriți emisiunea. Mă bucur mult că în această perioadă în care sunteți atât de ocupată cu multe întâlniri și conferințe unde slujiți femeilor și pe lângă activitatea din familie, ați găsit un popas și pentru noi și pentru telespectatoarele și telespectatorii noștri. Da, mă bucur și eu. Pentru început, aș vrea să vă dedic dumneavoastră și telespectatoarelor câteva versuri, o definiție despre vocația de mamă, pentru că astăzi pe mame în mod special le sărbătorim, dar pe toate femeile. A fi mamă înseamnă să-ți împarți respirația în felii calde de soare cu fiecare copil. A fi mamă înseamnă să-ți deschizi ființa ca pe o amforă și să asculți cum crește în ea primăvara. A fi mamă este incontestabil o nobilă și divină vocație pentru care se cere o caldă și neobosită dedicație. A fi mamă înseamnă să te dăruiești fără rezerve până la cea din urmă celulă pentru a aduce pe lume un miracol. A fi mamă înseamnă să conectezi mugurul de soare la toate izvoarele tale, de sânge, de hrană, de iubire. A fi mamă înseamnă să-ți umpli hambarele inimii cu nenumărați saci de răbdare și rafturile sufletului cu o nesfârșită rezervă de iubire. A fi mamă este să-ți pleci sufletul pe genunchi, în poiana rugăciunii, ca să poți crește purtătorii de veșnică coroană. A fi mamă înseamnă să-ți scalzi copiii în pâraie de lacrimi, să-i ștergi cu petale curate de zâmbet. A fi mamă este un act de curaj și mai ales de mare lepădare de sine. Povara cea mai grea, cea mai frumoasă și cea mai cerească este să fii mamă. Versurile aparțin Lidiei Sândulescu Popa, fac parte din volumul Lacrimă de stea. Frumoasă dedicare. Mulțumim Domnului pentru definiție de, completă. Da, și care au găsit una dintre lacrimi și pentru noi mamele. Aș dori să vă ascultăm cu drag despre experiența de viață, despre cariera de mamă cu două fete, doi băieți și 8 nepoți și multe, multe, așa cum am spus, fiice spirituale. Versurile tare au sintetizat așa de bine și de frumos, adică recitate de tine, imaginea unei mame, și s-ar putea vorbi foarte mult despre rolul de mamă, despre vocația de mamă. Se zice că nașterea unui copil în familie schimbă complet perspectiva. Acum, ca și bunică, pot să vă spun că și nașterea nepoților îți schimbă complet perspectiva. În bine, nu? În bine. Da. Și avem această vocație sfântă pusă de Creatorul noi. Dumnezeu ne-a creat
și a pus în noi această vocație de a dărui viață, de a hrăni, de a îngriji, de a transmite valori, de a fi alături. De aceea cred că rolul de a fi mamă este unul nobil și poate spun tot cu asta. Sigur că este un amestec de fericire, bucurie, satisfacție și cu durere și cu lacrimi și cu nopți nedormite, dar toate astea într-un fel îți aduc atâta împlinire, pentru că atunci când îți împlinești menirea cu care Dumnezeu ne-a creat, asta îți aduce foarte multă împlinire și cred că pentru o mamă nu este ceva mai nobil și nu este o împlinire mai mare decât să își vadă odorul făcând primii pași, spunând primele cuvinte, să nu spun emoțiile pe care le simți când ți-l duci în prima zi de școală, dragul mama, lași acolo în bancă. O să râdeți, dar am trăit emoții deosebite când băiatul meu, întâiul născut, a plecat la armată. Și apoi, ca să nu mai vorbesc de când îți pleacă de tot de acasă și când se căsătoresc. Sunt sentimente diferite, amestecate de-a lungul vieții și o mamă le trăiește intens. Suferi când sunt mici, că nu știu să spună ce-i doare, când se trezesc în miez de noapte cu temperatură și nu știi ce să le faci. Suferi apoi când sunt puțin mai mari și ai vrea să te înțeleagă și n-ai cu cine. O mamă suferă și când copiii ajung adolescenți, când sunt rebeli și cred că știu tot și te ignoră. Și vreau să-ți spun că o mamă suferă și după ce copiii s-au căsătorit, pentru că atunci chiar știu tot și ca o mamă ai vrea să-i protejezi de anumite lucruri pe care tu le-ai învățat la rândul tău și ai vrea să-i protejezi să nu mai treacă pe acolo, să nu învețe lecția dureroasă pe pielea lor. Și uneori se vede că viața este totuși de așa fel încât fiecare vrea să învețe pe pielea lui. Poate că este dreaptă. Poate că este dreaptă, da. Deci în fiecare etapă mama are bucurii, împliniri, lacrimi, dureri. Deci este un amestec de sentimente și de emoții, dar care toate împreună îți aduc o mare împlinire. Așa este și un argument pentru că este așa. Vedem suferințele femeilor încă de când nasc copiii, așa cum scrie în Biblie, copiii se vor naște cu durere, în mod normal. Acum deja sunt și metode de a aduce pe lume copii fără așa de multă suferință fizică. Bine, n-o simți. Cred că numai să n-o simți durerea, dar eu cred că ea este acolo, doar ea că te anestezează. Da. Apoi, cum ați spus, nopțile nedormite, grijile și toate aceste lucruri, dar împletite cu atât de multă bucurie și împlinire și care dau atât de mult sens în viață, încât mamele n-au renunțat. De generații și generații se nasc și se cresc bine copii pentru generațiile următoare. Știi că mama uită durerile mai ușor, da. Nu? După ce au trecut anii și te uiți la altele tinere, mie mi s-a întâmplat, am zis, vai, parcă n-aș mai putea, da, dar la rândul tău ai putut. Deci uităm ce a fost greu și ne bucurăm de împliniri și ne bucurăm de realizările copiilor și... Da, sigur, nu le uităm de tot, pentru că din fiecare durere, din fiecare experiență, parcă ne adunăm o comoară, o coroniță, o bijuterie care ne este folositoare nouă, parcă suntem mai înnobilate și este folositoare altora, unde putem contribui cu experiența noastră să ridicăm, să încurajăm. Și sunt sigură că nici dumneavoastră nu v-ați uitat cu totul experiențele care au durut și aș vrea să deschidem cutia asta cu amintiri mai dureroase, mai triste și să vedem cum ați putut să treceți peste ele. Da, dacă este să mă gândesc la durere, atunci m-aș referi mai degrabă la etapa când am fost bunică, deci în relația cu fiica mea, deci durerea fiicei mele și durerea mea de asemenea, pentru că este interesant, când ești mamă, suferi
și pentru fiica ta și pentru fiica fiicei tale sau fiul fiicei tale. Și este parcă o durere dublă. Îmi aduc aminte, eram la Sovata în 2008 și Linda Dilă vorbea despre, ne povestea la un moment dat cum trecând printr-o situație foarte dureroasă cu una din nepoțelele ei, o durere așa la limită, a învățat cum să o accepte și cum să se închine Domnului cu durerea ei. Și ascultând-o, știu că mi-am zis așa pe scaun stând, deși viața a fost presărată cu diferite dureri și suferințe, 4 copii ai crescut și soțul meu a avut perioade când a fost și el bolnav. Deci viața a adus multe dureri de tot felul. Nu, plecarea copiilor de acasă. Și înainte de plecarea copiilor de acasă, mi-aduc aminte, la 6 ani fiul meu și-a rupt mâna că îi se mai ținea numai în piele. Altădată a căzut unul dintre ei și dinții i-au intrat în gingie. Deci, cum să zic, dureri din astea inerente. Durerile adolescenței. Durerile adolescenței și plecării de acasă și așa cum zici. Dar stând acolo și ascultând-o pe Linda, m-am gândit, n-am avut parte așa de o durere limită, să zic, când n-aș fi știut ce să fac cu ea sau cumva. Și asta a fost ce mi-a trecut atunci prin minte și am apreciat experiența ei. N-a durat decât câteva luni de zile. Conferința a fost în mai 2008 și în ianuarie în 2009, într-un miez de noapte, am primit un telefon. De fapt m-a sunat pe Skype fiica mea din state și printre hohote de plâns și printre lacrimi, deja când am auzit-o plângând, îți dai seama cum m-am simțit și am anticipat ceva extrem de dureros. Printre lacrimi și hohote mi-a zis, mama, așa mi-e de frică, mi-e frică, mi-e teamă că, uite, am fost la un control de rutină cu băiețelul, era primul nostru nepoțel, băiețelul ei, și este suspect de autism. Cât de mic era copilașul? Păi n-avea 2 ani, avea 1 an jumate și fiica mea era însărcinată cu al doilea copil, urma să nască în 3 săptămâni. Și a continuat să plângă și în momentul ăla am izbucnit și eu în lacrimi și găseam așa de greu cuvinte să o încurajez, cumva să-i spun, știi, dacă totuși nu-i sigur, poate că va fi, poate că nu va fi, să o încurajez, foarte greu îmi veneau cuvintele. Și în mintea mea însă imediat a mers în urmă cu câteva luni când am fost la ea și am asociat ceea ce ea spunea cu ceva lucruri care mie mi se păreau puțin curioase la Abel și am zis, oare acestea să fie simptome? De fapt nu știam foarte mult despre autism, nu știam cam ce este și cum se manifestă. După câteva clipe, fiica mea plângând mai departe a zis, mama, dar nu e așa că tot ce creează Dumnezeu este perfect și dacă asta înseamnă perfect pentru Dumnezeu, atunci va fi perfect și pentru mine. Deși plângeam, m-am bucurat într-un fel în inima mea pentru atitudinea asta atât de pozitivă a inimii ei și am înțeles că Dumnezeu era chiar lângă ea și o încuraja. Un ocean ne despărțea și, Doamne, cât aș fi dorit să o pot să o îmbrățișez sau să o permit să plângă pe umărul meu și nu puteam să fac asta, dar din cuvintele ei am înțeles că Domnul e acolo și o încurajează, chiar dacă eu nu am găsit cuvinte. Știu că am zis, doar atât, am zis, da, într-adevăr, Dumnezeu, tot ce face este perfect. Dumnezeul nostru creează numai lucruri desăvârșite. Chiar dacă cuvintele acestea le-am rostit, era o problemă totuși, ce fac cu durerea? Deci am simțit în noaptea aceea așa ca și când ceva s-a prăbușit peste noi. Era întâiul nepoțel, aștepta după 16 ani, deci ei n-au putut să aibă copii 16 ani. A fost un dar de la Dumnezeu, chiar a fost promis cu un an înainte de Dumnezeu. Ne-am făcut atâtea vise că o să îl învățăm atâtea, o să povestim atâtea, câte povești o să-i spunem și ne-am legat foarte mult de el. Am stat 2 luni când a plinit 1 an și acum, dintr-o dată, am intrat repede pe internet să văd ce înseamnă autism și
când am realizat că s-ar putea să nu te înțelegi cu el niciodată, să nu-ți vorbească niciodată, să nu te îmbrățișeze niciodată, să trăiască așa în lumea lui, izolat, am fost foarte zdrobită. Am fost foarte zdrobită și am plâns așa 2 zile și 2 nopți. Și mi se părea că toată bucuria vieții mele s-a dus, că nu o să mai pot zâmbi, că... mă rog, așa am fost, așa am simțit eu durerea, că mă frânge, că mă zdrobește. A treia zi dimineață mi-am adus aminte de mesajul Lindei, că de aceea a făcut aluzie la despre el. Despre închinarea durerii. Despre experiența ei cu nepoțica ei și despre modul în care și-a închinat durerea. Și am zis, atunci am zis că n-am avut o așa o durere. Acum este momentul să experimentez ce înseamnă să-ți închin durerea. Nu știam cum să mă rog, nici nu mai aveam cuvinte, dar știu că în inima mea am spus atât, Doamne, vreau să mă închin ție cu durerea mea, cu lacrimile mele, cu zdrobirea mea. Și am început să îmi fac treaba prin casă sau dacă am stat la birou în fața computerului, tot timpul în inima mea era acest gând și mai rosteam din când în când chiar cuvinte, Doamne, mă închin ție cu durerea mea, îmi închin lacrimile mele. Și s-a întâmplat ceva, așa, spre amiază, lacrimile parcă au început să se usuce. Mă uitam la pozele nepoțelului care înainte îmi storceau lacrimi, am simțit că pot să-i zâmbesc și pot să-i adresez câteva cuvinte și parcă m-ar fi înțeles. Și, lacrimile s-au uscat, chiar am putut în după masa aceea să mă odihnesc un pic, să dorm așa liniștită. S-a întâmplat un lucru care... cred că a fost îngăduit de Dumnezeu așa să mă smulgă din starea aceea. După ce m-am trezit, am primit un telefon de la unul din păstorii noștri de la biserică și m-a rugat să dau un demn la rugăciune pentru seara respectivă. Biserica avea seară, săptămână de rugăciune. Îți dai seama că primul gând a fost în starea asta, eu acum ochii mă trădau că am plâns destul. Am vrut să spun, dar nu pot. Dar m-am trezit spunând, bine, încerc. Și după ce am închis telefonul, am zis, Doamne, dar eu am nevoie de încurajare, eu am nevoie de un cuvânt de la Tine. Cu ce să încurajez biserica? M-am trezit în fața faptului, de fapt eu am spus și am zis, Doamne, dă-mi un gând. Și atunci Dumnezeu m-a călăuzit spre Efeseni 1 și am încurajat biserica să celebrăm. Să celebrăm tot ce Dumnezeu ne-a oferit și deja avem în El. Acolo spune că a fost deja binecuvântați cu tot felul ce de binecuvântări. Că sunt înfiată, că sunt iertată, că sunt sfântă, că sunt desăvârșită, că sunt prietena Lui, că sunt moștenitoare împreună cu Hristos. Și toată lista asta așa a devenit din nou vie pentru mine și am încurajat biserica să celebrăm efectiv ceea ce avem deja în Hristos. Ei, seara aceea a fost unică pentru mine, pentru că după ce am încurajat biserica la rugăciune și am început să ne rugăm, am început să laud pe Dumnezeu pentru măreția Lui, pentru bunătatea Lui, pentru viitorul ce mi-l asigură, pentru pur și simplu a fost seara când am gustat în profunzime ce înseamnă închinare înaintea Dumnezeului meu, prin durere. Deși fusesem în vale, la un moment dat m-am simțit pe culm, efectiv. Și a doua zi dimineață am scris în jurnalul meu și chiar vreau să citesc. Am zis atunci, în rugăciunea mea, am zis, Doamne, nu sunt dureri care să mă poată opri să Te laud. Lacrimile nu mă vor opri să mă bucur de ceea ce ești Tu, să mă bucur de frumusețea Ta. Niciun adânc nu mă va putea ține jos și din fundul pământului voi striga, lăudat ești Tu, Doamne, pe întreg pământul. Nimic nu mă poate opri din a Te lăuda, în a mă închina înaintea Ta. Nici o durere, nici toate lacrimile nu mă vor opri să Te înalț în viața mea. Tu ești deasupra tuturor durerilor, Tu ești singur înălțat, Tu ești Domn și Stăpân și nimic, absolut nimic nu vine în viața mea fără ca Tu să știi. Știu că astea au fost cuvintele din rugăciunea mea și
aș putea să zic că am trăit chiar momente de extaz atunci. Deci, efectiv, cuvintele astea au ieșit din profunzimea ființei mele, am crezut în ele și au devenit realitate pentru mine. Chiar cred că nu există niciun adânc din care să nu strigi lăudat fie Domnul și Dumnezeu domnește și Dumnezeul meu trăiește. Dar de ce zic că aproape extaz am trăit? Că la un moment dat, așa, în mintea mea, undeva în subconștientul meu, nu vreau să zic vorbe mari, dar parcă o viziune am avut, așa, și acum îmi stăruie în minte imaginea lui Abel sărind, jucându-se, fiind vesel în fața cuiva care era cu mâinile întinse spre el și am înțeles că era Isus. Și știu că am zis atunci, Isuse, dacă tu te joci cu el și te înțelegi și te bucuri de el și el de tine, mi-ajunge, chiar dacă eu nu o să mă înțeleg cu el. Și seara aceea a fost seara când am experimentat ce înseamnă închinare cu inima zdrobită. Curgeau lacrimile, să nu crezi că lacrimile s-au oprit, atunci au curs, dar zic eu, aveau alt gust. Și aș putea asocia trăirea mea din acea seară cu o jertfă de laudă. Știi, cuvântul Domnului ne îndeamnă mereu, aduceți jertfe de laudă. O jertfă te costă, te doare și dacă vă aduceți aminte cum spune David și îmi place să cânte cu unul nenorocit din Psalm 102, care... Sau cum spune David, că nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic. Deci, da, costă. Și acela a fost momentul când eu am experimentat ceea ce Linda ne învățase cu un an înainte, închinarea durerii. Și este posibil. Și atunci o pace din aceea care nici nu pot să o descrii, de care cuvântul Domnului spune care întrece orice pricepere. O pace și chiar bucurie. Într-o zi spun că o bucurie strălucită și negrăită a cuprins inima mea. Și am înțeles odată din nou atunci că durerea poate coexista cu pacea și cu bucuria împreună. Ascultându-vă, am făcut o definiție, cel puțin pentru mine. Am zis așa, o mamă nu poate fi zdrobită de durere. Pe urmă, am făcut o altă versiune, o mamă care îl cunoaște pe Dumnezeu, care îl are pe Dumnezeu, nu poate fi zdrobită de durere. Și asta mi-o spun mie și telespectatoarelor ca și încurajare. Parcă Dumnezeu ne-a lăsat să vedem din grădina Edenului, scoțându-ne afară de acolo, din prezența lui Dumnezeu continuă, se știa că vor veni greutăți. Și parcă noi vedem acolo pedeapsa aceea, cu durere îți vei naște fii, dar în momentul în care treci peste durerea aceea de a aduce copilul pe lume, cum am zis eu când am născut primul copil, dacă acum nu mor, nu aș mai putea să mor din nimic. Și îmi dau seama că dragostea aceea care Dumnezeu a pus-o în inima mamelor e atât de puternică, vine din dragostea lui de creator, încât putem face față oricărei situații. Și vreau să rămânem cu ideea asta de la dumneavoastră, da, și deci, să ne încurajăm. Pentru mine a fost lecția asta, lecția de viață, ați închinat durerea. Și până la momentul acela, deci asta a fost durerea vieții mele, așa aș putea să o numesc, durerea vieții mele, și care nu s-a oprit aici. Pentru că în 2 săptămâni am zburat în state și Mirela a născut al doilea copil, micuța Victoria. Și acum, dacă asupra lui Abel plana doar un diagnostic, cu suspiciune, urmau teste și autismul se diagnostichează mai greu pentru că este o boală de comportament, nu e negru pe alb, deci simptome și se confirmă în evoluție. Puțin mai greu, da. Și dacă asupra lui plana doar acest diagnostic, care putea să nu fie, durerea noastră a fost dublată prin faptul că micuța Victoria s-a născut cu sindrom Down. Sindromul Down, care este evident, care nu este nesigur, sau o analiză de sânge confirmat, și simptomele sunt evidente. Așa că ce am zis atunci, am rămas fără cuvinte în momentul când am realizat asta, Doamne,
durere peste durere. Aveam experiența închinării durerii, deja nu mai întrebam, Doamne, ce să fac și cu asta, știam ce trebuie să fac, dar ai senzația aia că rămâi mut înaintea Domnului, că te faci mic și zici, Doamne, Tu toate le știi. A fost un șoc pentru noi toți, pentru că nici vorbă să fi fost vindecați de durerea prin care tocmai treceam, nici nu, așa cum am spus, nici nu era pus un diagnostic, nici nu știai la ce să te aștepți, nici nu știai ce nivel, nici nu știai, adică ce stadiu de boală sau de gravitate a bolii sau la ce. Deci este ceva la ce nu știi la ce să te aștepți. Acum, din nou, al doilea copil cu nevoi speciale, copiii au fost șocați, nici nu îndrăzneam să mă uit în ochii Mirelei, plângeam pe ascuns, se vedea că și ea plângea pe ascuns pentru că ochii ne trădau și tot ce mă interesa în momentele acelea era oare ce simte, oare ce trăiește, oare acum s-a supărat pe Dumnezeu, dacă în prima situație a zis tot ce creează Dumnezeu este perfect și într-un fel am apreciat maturitatea cu care aborda lucrurile, acum aș vrea să știu așa de mult cât de supărată e pe Dumnezeu, dacă e supărată, ce trăiește și parcă nu îndrăzneai să începi un dialog. Au durat 2-3 zile până când într-o zi am stat toate 3 generații, eu cu fica mea și cu micuța Dulcica Victoria între noi și atunci am plâns amândouă, nu disperate, dar am plâns un plâns al durerii și la un moment dat ea, ca și când mi-ar fi știut preocupările, n-am îndrăznit să pun o întrebare, a zis, mama, știi, eu nu-L întreb pe Dumnezeu de ce a îngăduit lucrurile astea, ci vreau să înțeleg ce vrea să mă învețe. Atât de mult am apreciat maturitatea cu care aborda situația, adică eram pur și simplu copleșită de încântare, de maturitatea fiicei mele și trăiam așa, durere, lacrimi cu bucurie, un amestec greu de explicat. Mă uitam și o priveam cu atâta delicatețe și hrănea fetița, atât de mult o iubea. Și la un moment dat, ținându-o așa în brațe, i s-a adresat și a spus niște vorbe pe care n-am să le uit niciodată. Adresându-se fetiței ei, a spus, știi, draga mea, mama nu mai are niciun plan pentru viața ei. Singura mea misiune este să vă iubesc pe voi și să vă cresc pentru cer. Din nou, inima mi s-a umplut de încântare auzind-o, știind câte vise și câte planuri aveau ca tineri, familii și câte și-ar fi dorit. Și atunci mi-am pus așa o întrebare, câtă frumusețe există dincolo de această afirmație. Oare n-ar fi normal să trăim tot timpul așa și în vremuri bune și de sănătate? De ce oare numai atunci când durerea te frânge nu mai ai altceva de făcut decât să trăiești pentru cer? Sunt întrebări la care nu mi-am dat și nu am răspuns. Dar oricum așa am depășit momentul acela și efectiv în ce mă privește mi-am închinat durerea peste durere înaintea Domnului. N-am avut răspuns, dar vreau să spun ceva, am și renunțat să mai caut răspunsuri, pentru că parcă atunci în frângerea aceea am înțeles ca niciodată suveranitatea lui Dumnezeu. Până la urmă El este stăpânul, El este creatorul, El este Domnul. Spune cuvântul Domnului că nimic nu vine în viața noastră fără ca El să știe, niciun fir de păr nu cade din capul meu. Și atunci se nasc 2 copii cu probleme și El nu știe, nu se poate așa ceva. Atunci cuvântul Domnului care spune, pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre bine, sigur că nu vezi niciun bine imediat, dar într-un fel orbește, m-am aruncat și m-am agățat de promisiunile lui Dumnezeu. Și aș dori să intervin, e foarte emoționant ceea ce spuneți și întrebarea se pune, oare cum am putea, fără să-L avem pe Dumnezeu alături de noi, să trecem prin astfel de momente?
Și mă gândesc că din această lecție care ne-o putem lua ca și aplicație practică fiecare, să ne închinăm durerea, care o fi ea și cât și când o fi ea, cred că primul pas, din câte am dedus, este a accepta voia lui Dumnezeu, a accepta situația. Pentru că suntem așa de, parcă sărim ca arși când se întâmplă ceva, să căutăm soluții. Vai, dar n-ai fost la cel mai bun medic, dar n-ai făcut asta, dar nu putem face asta și parcă... Și de multe ori situația se poate complica. De ce? Adică te lupți să afli, dar de ce mi s-a întâmplat asta? Dar, nu știu, cred că o atitudine corectă este să renunți la a pune întrebarea de ce, Doamne, mie, de ce mie, ci întrebarea corectă este ce vrei să mă vezi, Doamne? Și aș mai adăuga, bine, sunt multe de spus, Victoria s-a născut cu multe complicații, s-a născut cu două găurele la inimă, deci putea să treacă printr-o operație de inimă dacă nu se închideau. Prin harul Domnului, până la un an s-au închis de la sine. Dar este orificiul acela, botalul care da. Se închide dacă Domnul, lucrează. Vrea, da. Da. La 4 luni însă a trecut printr-o operație grea, o treime din colon, i-a fost eliminată, a avut probleme, probleme care nu s-au rezolvat, chiar dacă a trecut prin operație. După alte câteva luni s-a constatat că are probleme cu auzul, că atare cu vorbitul, se încearcă acum cu un aparat, aude ceva zgomote, credem că aude ceva pentru că are un ritm, când aude muzică, probabil că pe anumite frecvențe reacționează și are așa un dans al ei pe muzică, dar îți dai seama și vă dați seama ce complicații și ce provocare pentru Mirela. Ei, de atunci, de când Victoria s-a născut și până astăzi, când deja, deci asta a fost în 2007, respectiv 2009, viața Mirelei este o luptă pentru copiii ei. Deci chiar că nu mai are alte planuri și altă misiune, poate sute de kilometri făcea pe zi, pentru că au început terapiile cu Abel, terapii cu Victoria, ducea pe unul, ducea pe celălalt. Eu nu zic că este, cum să zic, unicat. Ea este unicat în dreptul ei, dar n-am cunoscut o altă mamă luptându-se pentru copiii ei cu atâta tenacitate. Mi-a zis mama, la un moment dat mi-a zis, mama, mă gândesc ce o să facă copiii ăștia când eu nu o să mai fiu. Deci se gândea peste ani și atunci lupta ei acum este să-i ajute să facă tot ce poate să se dezvolte cât mai bine posibil ca să se descurce singur, să fie independent, să fie pe picioarele lor. Și încă ceva cu ce se luptă și i-am zis că este și eroina mea la un moment dat. Se luptă cu dărâmarea prejudecăților, schimbarea mentalității celor din jur cu privire la acești copii. Pentru că pentru ea copiii ei sunt absolut normali, pentru ea copiii ei sunt perfecți, că așa Dumnezeu i-a creat, și se luptă cu schimbarea mentalității celorlalți care, din păcate, știi cum ne uităm la asemenea copii ca la niște rebuturi. Ori Dumnezeu nu creează rebuturi. Și atunci poate lupta ei cea mai aprigă este cu mentalitatea celor din jur și... asta este lupta ei de fiecare zi. Aici e o luptă care ar trebui să o purtăm cu toții în ce privește schimbarea mentalității. Cred că în momentul în care spuneați despre deceurile noastre, ar trebui să schimbăm întrebarea cu, Doamne, ce vrei să învăț, în loc să mă întreb de ce mi s-a întâmplat mie, de ce acum, ce am greșit și să mă autocondamn. Și probabil și aceasta este, la povara asta se adaugă și povara ce voi spune oamenilor, ce explicații voi da. E ca și când ai merge cu mașina și te oprește polițistul că ai depășit viteza. Și acum ce să-i spui, că de ce ai depășit viteza? Asta deja nu mai contează. Nu mai contează. Dar
Aș vrea să subliniem și aspectul acesta. Cât de înțelepți ar trebui să fim noi cei din jurul celui care trece printr-o suferință? Toți trecem la rândul nostru. Și cum să ne raportăm la persoanele acestea să nu-i agravăm această durere și da, parcă această reacție de a-și pune întrebări. Că da, parcă și noi venim cu întrebări, prin atitudine da, sau prin... Deci, pur și simplu, anumite cuvinte pe care noi le zicem că ar fi de încurajare, ei nu erau deloc încurajare. Păreau ca judecată. A fost foarte interesant să mă confrunt și am învățat foarte multe lucruri asistându-o și stând alături de ea. La un moment dat știu că cineva i-a zis, dar sigur a vrut să o încurajeze, știi, Mirela, Dumnezeu te-a găsit vrednică, mai folosim noi expresia asta când vrem să încurajăm pe unul care trece prin suferință. Poate că altuia îi pică bine. Ea i-a spus, dar nu doream să mă găsească vrednică. Putea să te găsească și pe tine. Adică, știi, deci nici nu știai ce cuvinte să folosești ca să-i pice bine sau mi-am dat seama atunci cât de stângaci suntem în a alina o durere sau în a încuraja. Dacă nu avem chiar cuvinte inspirate, cred că cel mai bun lucru este să acordăm îmbrățișare și să tăcem, să o strângem de mână, să arătăm că suntem acolo, dar că nu neapărat trebuie să spunem ceva. Mă gândeam la un verset din Scriptură care poate fi o încurajare, dar și acela, dacă nu-i extrem de bine ales, s-ar putea să se înțeleagă altceva și omul să simtă că este, după ce trece prin ce trece, că este și judecat și cum au fost cei care au venit la Domnul Iisus și no, cine a păcătuit? Oare aceștia sau părinții sau cum de s-a întâmplat deci așa? Deci asta este un lucru ce trebuie subliniat. Cred că ar trebui să ne eliberăm de acest fel de a pune lucrurile, de a întreba oare de ce s-a întâmplat asta. Pentru că asta aduce vinovăție peste persoana respectivă și, din păcate, am crescut cu asemenea mentalitate, să zic, când se întâmpla cuiva din jur, când mie mi s-a întâmplat și am trecut prin diferite suferințe și am fost la pat, cumva ai simțit, vezi, oare ce ai făcut, oare ce ai greșit. Ar trebui să ne eliberăm de un asemenea fel de a gândi, pentru că nu toate lucrurile vin ca pedeapsă și Dumnezeu are alte scopuri și îngăduie lucruri ca să ne învețe ceva sau pur și simplu să ne abținem de la judeca și de la pune întrebări și de a afla răspunsuri. Cumva să ne vindecăm de boala asta a tot științei, că noi trebuie să găsim răspunsul. Da, trebuie și forțăm și nota. Mă gândeam la suferința prin care a trecut Maria, mama Domnului Iisus. De ce n-ar fi putut avea parte de o casă, de ce n-ar fi putut avea parte de siguranță în țara ei, nu să emigreze în Egipt? Și n-am aflat nici până astăzi răspunsul, dar se pare că modul lui Dumnezeu de a aduce lucrurile și de a le pune în aplicare este unul diferit de cum gândim. Este unul diferit. Tocmai ca să ne surprindă, probabil. Mm-hmm. Cum sunt acum nepoții? Asta vreau să spun. Atunci când mi-am consumat durerea înaintea Domnului, mi-am închinat-o și am acceptat situația, nu înseamnă că nu am decis să mă rog pentru ei în fiecare zi și am zis, o să cred că Dumnezeu îl poate vindeca pe Abel în prima fază, pentru că era vorba numai despre el, până în ultima mea zi de viață. În fiecare zi mă rog pentru vindecarea lui. Dacă Dumnezeu va avea altceva pentru el, voi accepta acel altceva, dar n-am renunțat la a crede că Dumnezeu poate să spună un singur cuvânt și să fie vindecat. Deci m-am rugat și continuăm să ne rugăm și ne rugăm în continuare. Ce este acum cu ei? Care este starea lor? Deci sunt foarte bucuroasă să-ți spun și să vă spun că Abel este complet restabilit, restaurat. Deci Mirela a folosit toate oportunitățile și a trecut, dacă a fost scoasă, cum se zice, proverbul ăsta românesc, te scoate pe ușă, intri pe geam, deci s-a luptat și a folosit și a fructificat orice posibilitate și orice fel de terapie
Și Abel termină, adică este acum în clasa a doua, la școală absolut normală, în rând cu toți ceilalți elevi. Și mărturia ei, din punctul ei de vedere, este în revista din 2014, în Priscila, unde scrie din perspectiva ei cum au primit aceste lucruri și cum au celebrat împreună ca familie rezultatele. Deci Abel este sănătos, ne bucurăm de el, vorbește, comunică, am fost în toamna asta la el, deci am avut un timp minunat cu el. Lupta Mirelei continuă să fie cu Victoria, care și ea face progrese pe măsura ei, dar este încă o luptă. Este încă o luptă. Da. Și faptul că Mirela, Victoria nu vorbește limbajul nostru, pentru că fica mea mă corectează când zic Victoria nu vorbește, a zis mama, nu vorbește ca noi, vorbește limbajul semnelor. Deci, vis-a-vis de mentalitate. Și atunci Mirela a învățat și continuă să învețe limbajul semnelor, deci este la facultate, ia cursuri acum ca să se perfecționeze, să poată comunica bine cu fetița ei, se luptă pentru asta și comunică cu Victoria în limbajul semnelor și ea este la școală unde este un fel combinație normal, combinație de școală normală și cu școală cu Fetița, nepoțica Victoria este deja și ea la școală. Ea este și ea la școală, da, și are o persoană, bine, are mai mult. Un asistent social? Mai mulți terapiști în echipă. În America au posibilitatea asta, deci este o echipă întreagă, fiecare, unul cu, face logopedie cu ea, una de comportament, deci fiecare cu slujirea ei și o asistă întreaga echipă pentru ca să se dezvolte, da, este la școală, da. Mă bucur că zâmbiți și mă bucur că lucrurile au luat-o într-o evoluție pozitivă. Da. Mulțumim Domnului și este o poveste cu multă durere, dar cu multă încurajare pentru noi ceilalți care... Știi ce aș vrea să mai spun acum, gândindu-mă la a fi mulțumit și a fi mulțumit, mă gândesc la fleacurile care ne mulțumesc în fiecare zi. Mirela, într-o zi, vorbind despre o situație a unei prietene care a fost aproape disperată că nu i-a ieșit, eu știu, culoarea care a dorit-o în cameră. A fost o nuanță puțin mai închisă. Și Mirela a zis, Doamne, dar nu mă mai interesează ce culoare au pereții. Adică am așa o problemă importantă. Copiii mei sunt în așa mare nevoie încât nu mai este preocupată de lucruri care pe noi ne disperă câteodată, că vai de mine, nu-mi ieși nuanța și la oricine vine trebuie să-mi cer scuze, știi, de fapt că eu am vrut altă nuanță. Și mă gândeam la experiența ei și la drama prin care trece, că pot să zic că este greu. Fără cuvinte poate fi o lecție de mulțumire pentru noi celelalte care nu ne confruntăm cu așa o durere, dar care bombănim pentru lucruri minore. Și care la rândul nostru avem aceeași chemare de a fi o evanghelie vie, da, care umblă pe stradă și o citesc toți oamenii. Oameni care n-au ajuns să deschidă o Biblie. Întâlnești foarte mulți și îi întrebi, ai citit Biblia? Nu am citit. Știu, da, părinții au, citesc. Mă refer la generația mea și poate cei mai tineri nu îi judecăm, dar noi trebuie să fim o evanghelie vie și atunci, legat de aceste nemulțumiri de zi cu zi, putem să ne vindecăm. Și dacă vedem cât zâmbește și tot timpul, deci parcă n-ar avea nicio problemă, așa ne vedem pe Skype și vorbim și comunicăm și în poze și pur și simplu o vezi că e dedicat acestui lucru, acestui scop să slujească și o face cu toată inima și cred că eu o încurajare și o mărturie pentru mulți. Cu siguranță. Și faptul că mărturia ei prin intermediul dumneavoastră a ajuns până la noi, ne-a îmbogățit și ne-a pus pe gânduri să fim cu adevărat mulțumiți de fiecare lucru bun și să știm să evaluăm toate darurile care
care ni le dă Dumnezeu. Da, și dacă ne întoarcem la rolul de mamă, atunci aici poți să vezi 100% spiritul de jertfă al unei mame, care renunță la confortul ei, renunță la timpul ei, renunță la totul, doar ca să ajute să-și ajute copiii să crească, să se dezvolte, să le facă bine. Și doar așa este fericită, pentru că în momentul în care nu ai renunța, oricum nu ți-e bine. Da, adică... știi, se uită la Victoria și spune, ce m-aș face eu fără tine? Tu ești viața mea și așa. Și când o aud, adică te umple de o încântare din aceea, nu știu, e foarte interesantă starea asta de încântare dureroasă sau nu știu cum să spun. Și aș mai putea să spun ceva despre o lecție pe care eu am înțeles-o uitându-mă la Victoria, cum își îngrijește copiii. La Mirela. Mi-a venit în minte uitându-mă la ea, la psalmul 139. Știi că spune psalmistul acolo, te laud că m-ai creat o făptură așa de minunată. Și când te uiți în oglindă, om normal fiind, nu? Zici, nu, ți se cade să... Dacă nu ești cumva nemulțumit cât ești de gras, cât ești de slab, că sunt deja și nivele și nivele de... S-ar aștepta ca fiecare să poată să spună, da? Și știu că cu ani în urmă, odată trecând pe stradă și văzând o persoană în cărucior, am zis, Doamne, cum îi se aplică acest verset aceste persoane? Mă gândesc că fiecare ar trebui să poată să spună. Niciodată n-am înțeles valoarea persoanelor dincolo de ambalajul lor. Când îi ai aproape de tine, îți schimbă perspectiva vieții. Îți dai seama că, de fapt, trupul nostru este chiar un ambalaj care se va duce într-o zi în țărână și că adevărata persoană este cea din interior. Care influențează în jur și... Și din perspectiva asta, sau animată de perspectiva asta, Mirela luptă cu tărie pentru schimbarea mentalității. Pentru că în ochii lui Dumnezeu ei sunt tot atât de valoroși și acest psalm este valabil și pentru Victoria, și pentru Abel, și pentru oricare dintre noi. Fiecare poate să spună, m-ai făcut o făptură atât de minunată, pentru că ăsta e adevărul. Nu. Și istoria a confirmat că oameni care s-au născut cu handicap sau au suferit un accident și n-au mai avut ambalajul intact, Dumnezeu a făcut lucruri mari cu ei. Să ne gândim la Johnny Erickson, care este imobilizat într-un cărucior și face acele picturi și este o mesageră, o ambasadoare lui Dumnezeu. Și când s-a rugat și ea ca să fie vindecată și Dumnezeu a ales o altă cale pentru ea. Nu înseamnă că Dumnezeu nu vindecă, dar pentru ea a fost altceva scris, nu? Să ne gândim la poetul nostru, Lucian Blaga, care până la 4 ani n-a vorbit, sau până la 5, și chiar el își face un autoportret și spune că Lucian Blaga este mut ca o lebădă. Ei, părinții aceia care l-au crescut 4 ani fără ca el să vorbească, oare câte întrebări și-au pus? Oare câte suferințe au fost și acolo și oare câte judecăți au atras? Și lista puteam să o continuăm. Adevărata persoană este în interiorul nostru și Și așa cum spune cântecul, căci totul se va întoarce spre un și mai bine al tău, căci dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău și totul se va întoarce spre un și mai bine al tău. Dacă avem încredere în Dumnezeu și în planurile Lui care ne-a chemat să fim mame și să fim, eu atât de mult am înțeles când am născut al treilea copil, poate că înainte am fost mai tânără și am luat așa mai personal chemarea asta să ai copil, să ai primul copil, după aceea să ai al doilea copil. Și când am avut al treilea copil, am înțeles și dimensiunea spirituală și am zis, măi, dar eu fac multe lucruri, mă implic, ajut, influențez pentru împărăția lui Dumnezeu.
dar acum fac cea mai înaltă slujbă, adică sunt împreună creatoare cu Dumnezeu. Da. Atât m-am simțit de valoroasă. Și valoroasă. De, da, deci da. Eu am o treabă de făcut care nu se compară cu nimic nicio altă ceva, chemare. Nimic o responsabilitate. Da. Și da. Înclin să cred că nu se termină după ce ai născut copilul. Nu se termină și eu cred că marea trimitere de care facem uz și spunem că este trimiterea bisericii, marea chemare, eu cred că în primul rând începe din casele noastre și că ei, copiii noștri, sunt primii ucenici. Atunci parcă dă încă un plus chemării noastre. Suntem conlucrătoare împreună cu Dumnezeu în a uceniciza copiii noștri. Da. Așa este, vă mulțumim mult pentru gândurile împărtășite și aș vrea să încheiem cu gândul acesta. Povara cea mai grea, cea mai frumoasă și cerească este să fii mamă. Și vă doresc să fiți în continuare o mamă model, o bunică model, o străbunică fericită și o mamă spirituală la fel de luptătoare și de activă cum ați fost și până acum. Mulțumesc, mulțumesc. Să fiți binecuvântată și să ne revedem la cât mai multe ediții. Da, mulțumesc. Dragi telespectatoare, dragi telespectatori, este momentul să ne luăm rămas bun. Încă o dată, din toată inima, la mulți ani și multă sănătate, multă putere pentru toate mamele și viitoarele mame care ne ascultă. Să fiți binecuvântați cu toții, rămâneți sănătoși și ne revedem peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.